Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată care sunt principalele evenimente. Sărbătoare în București. Aseară s-a deschis târgul de Crăciun din sectorul 6, iar astăzi își așteaptă oaspeții cel din centrul capitalei. Începe mini-vacanța de 1 decembrie. Cât costă un sejur la munte, aflați în jurnal. Și tot atunci aflați cine deține supremația în casele vedetelor când vine vorba de alegerea programelor TV. Sectorul 6 al capitalei a furat startul la deschiderea târgurilor de Crăciun. Aseară, în parcul Drumul Taberei, s-a aprins iluminatul festiv de sărbători. 600.000 de beculețe au luminat aleile și străzile din sector. Locuitorii din sectorul 6 al capitalei au fost primii dintre bucureșteni care s-au bucurat de iluminatul festiv de sărbători. Aseară, în parcul Drumul Taberei, s-a deschis târgul de Crăciun. E o inițiativă bună, sunt convinsă că la anul va fi mult mai bine de atât, dar să ne bucurăm de ceva ce n-am avut niciodată. Westside Christmas Market, cum este denumit târgul din parc, are un brad înalt de 8 metri, împodobit cu fulgi de zăpadă, steluțe și mii de leduri. Alături de el, un moș Crăciun înalt de peste 5 metri îi așteaptă pe copii. Intrarea este gratuită, însă condiționată de certificatul verde. Mă așteptam la asta și e normal. Mi se pare o chestie foarte mișto, pentru că așa putem să reducem și noi din cazurile care sunt acum și să ne protejăm și noi. Discriminativ. Dar astea sunt legile. Puneți masca, mă! Deci, în primul rând, e în aer liber. Puneți masca, mă! Asta am avut de spus. Târgul a fost plin încă din prima seară. Organizatorii nu s-au așteptat în niciun moment la atâția oameni, iar vânzătorii de la tarabe abia au putut face față comenzilor mari pentru mâncare. Aici sau la pachet? Aici. E ok, avem tot ce ne trebuie, dar foarte multă lume, foarte multă lume. V-a așteptat? Nu. Nu, astăzi nu. 30 de căsuțe cu bunătăți și obiecte artistice sau decorative își așteaptă până la Crăciun vizitatorii. Târgul este deschis zilnic până la ora 21, iar în câteva zile în parcul Drumul Taberei va fi disponibil și un patinoar. Astăzi și în restul capitalei se vor aprinde luminițele de sărbători. Aseară s-au făcut ultimele probe. Angajații primăriei au pus la punct ultimele detalii, astfel încât vineri seară, când se aprind luminițele, peisajul să fie de poveste. Chiar dacă anul acesta au fost folosite mai puține beculețe decât anul trecut, primăria capitalei a alocat în 2020 9 milioane de lei pentru instalațiile luminoase, în timp ce anul acesta a alocat un buget de doar 1 milion de lei. Elementele decorative vor lumina principalele bulevarde ale capitalei. Mergem acum în Poiana Brașov, unde sunt așteptați turiștii care vor petrece aici mini-vacanța de 1 decembrie. Colegul meu, Adrian Jătăreanu, ni se alătură cu detalii. Bună ziua, Adrian, te ascultăm! Bună ziua, Simona, bun găsit tuturor. Începe să se anime atmosfera aici în Poiana Brașov. Se pare că turiștii deja se îndreaptă aici către munte. Mulți dintre ei însă sunt astăzi la serviciu, iar spre seară vor ajunge aici în camerele de hotel, pentru că trebuie să treacă, bineînțeles, și de testul drumului național 1. Însă anul acesta se pare că calvarul va merita, pentru că guvernul va decide astăzi să ofere ziua de 29 noiembrie să o declare zi liberă, astfel că turiștii vor avea parte de o mini vacanță de 5 zile bine meritată. Aici, în Poiana Brașov, dar și pe Valea Prahovei, gradul de ocupare în hoteluri și pensiuni se apropie de 90%, iar pachetele, cel puțin aici în Poiana Brașov, pornesc de la 200 de euro pentru 3 nopți de cazare și pot depăși 250, chiar 300 de euro la hotelurile ceva mai luxoase, însă turiștii care vor să-și prelungească mini-vacanța vor putea să-și cumpere, vor putea să-și închirieze camere și pentru celelalte nopți. Aici, în Poiana Brașov, turiștii vor avea parte de zăpadă, însă doar sus în masivul Postăvaru, pentru că acolo administratorii au pornit instalațiile care produc zăpadă artificială. Momentan nu se poate schia și nici nu se poate da cu placa de snowboard, însă turiștii cel mult pot să facă câteva poze cu care să se laude pe rețelele de socializare sau, de ce nu, să încingă o partidă de bulgăreală. Așadar, dacă aveți liber zilele astea, vă așteptăm la munte. Simona, atât din Poiana Brașov, la revedere! Îți mulțumim, Adrian. Este alertă în județul Dâmbovița după ce un deținut care era încarcerat la penitenciarul Găiești a evadat de la un punct de lucru. Bărbatul de 43 de ani muncea la o firmă din afara închisorii. A profitat de un moment de neatenție a gardienilor și s-a făcut nevăzut. Jandarmi și polițiști cu câini de urmă l-au căutat toată noaptea pe evadat. Pe niște străzi mai alăturalnice
am mutat și pe câmp. Alarma s-a dat după ce deținutul, care muncea la o firmă ce se ocupă cu dezmembrarea frigiderelor, a fugit de la punctul de lucru. Bărbatul îi spășea o pedeapsă de 3 ani și jumătate de închisoare pentru furt în regim deschis și mai avea de executat încă 2. Avem un deținut evadat de la un punct de lucru de regim deschis. Aceasta este persoana, Popa Maria. Dacă dumneavoastră suntem din Galați, vedeți, da. Posibil să iasă la ocazie sau... Inclusiv câini de urmă au fost folosiți la misiunea de căutare. În plus, polițiștii au oprit în trafic toate mașinile mai mari pentru a verifica dacă deținutul nu cumva s-a ascuns. L-ați văzut pe evadat? Nu știu, domnule, nu la muncă. Dacă îl vedeți, ce o să faceți? Sunt la poliție. În urmă cu câteva zile, bărbatul ar fi povestit că o rudă de-a sa a fost implicată într-un accident grav la Tulcea și vrea să-i fie alături. Anchetatorii cred că acesta ar putea fi unul dintre motivele evadării. La nivelul penitenciarului, conform procedurilor, s-a demarat și o anchetă internă pentru a se clarifica cauzele producerii evenimentului. Deținutul evadat are următoarele semnalmente: 1,68 m înălțime, statură atletică, ochi căprui, păr negru drept, sprâncene stufoase, ten măsliniu. Deținutul a fost dat și în urmărire națională. Cei care au informații care ar putea duce la găsirea individului sunt rugați să meargă la cea mai apropiată secție de poliție sau să sune la 112. De mai bine de 5 ani de zile trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și se bucură de succes în formula de soți și interpreți de muzică populară. Ionuț Bledea și Diana Cârlig, moroșenii care colindă toată lumea cu cântul lor peste hotare, au acceptat o provocare: să gătească mâncare libaneză care este de post și foarte sănătoasă. Ce a ieșit? Veselie și câteva bucate delicioase. Din grădina bunicii din Liban, am cules niște năut, l-am pus la fiert, m-a ajutat Diana cu fiertul. Ionuț Bledea și Diana Cârlig, cuplul de soliști din Maramureș care strânge milioane de vizualizări la un singur videoclip, se completează perfect și la gătit, nu doar la a cânta melodii de succes împreună. Diana, ți-e place mai sărat, din câte știu eu, așa? Da, îmi place sărat și îmi place și ziama de lămâie, cred că trebuie, așa-i? Cred că trebuie să te ajut un pic. Mi-a zis șef înainte de... Așa, mi-a zis un secret, că ar trebui să punem și 2, 3, 4 cuburi de gheață ca să salbească un pic compoziția asta, știi, să nu fie culoarea așa mai închisă. Da, deja mâine, poi mâine, dacă nu merge cu cântatul, intru la bucătărie la libanez. A fost chiar o provocare pentru amândoi să gătească împreună, mai ales că acasă, în Maramureș, nu fac asta aproape niciodată. Dar cum este postul Crăciunului și țin cu sfințenie la tradiții, vor să încerce rețete noi, așa că au pregătit împreună humus și salată de tabule. Mai pun eu un cățel, tot așa cum aia e. Și eu pun sarea și piperul, nu? Sarea e la mine, piperul. Păi tot acum... la mine. Deci tu ești cu sarea cu piperul? Normal, nu? Așa sunt femeile într-o familie. Diana, să-mi trăiești, Diana, să-mi trăiești, te-am adus la București, te-am adus la București. Și ca să nu comentez, și ca să nu comentez, azi gătim la libanez, azi gătim la libanez. Uite așa au transformat joaca lor în bucătărie într-o competiție artistică și culinară. De mult oamenii erau altfel de Crăciun, își puneau vasele alea de dulce și le puneau în pod, știi? Ca să nu facă mâncare de post în oale de dulce. Am tăiat roșiile, acum trebuie să tai pătrunjelul, să-l toc așa mărunt, sper că mă descurc. Mândră nu vine să cred că te ascult, că te aud și că mă vezi cântând. Oare și ce pomeni am gătind. Dat și la ce sfinț m-am rugat. Zici că nu-i adevărat lume. Maramureș, plai cu florii, măi dorule, dor. Mândru ești în sărbători, măi dorule, dor. Cântă, glumesc și se completează perfect. Așa a fost chiar și la începutul relației lor, care a început profesional și după câteva luni s-au logodit. Am fost foarte surprinsă pentru că noi în octombrie, noiembrie am filmat videoclipul și eu în anul următor, în luna martie, am fost cerută de soție. În martie 2015 la Paris și am avut probleme că nu am vrut să urce în turnul Eiffel, că zicea că are rău de înălțime și acolo am vrut să-i dau inelul. Până la urmă am reușit. De
De atunci formează un cuplu și acasă și pe scenă și se pare că e formula câștigătoare pentru ei. Sunt chemați la spectacole în toată Europa și în America pentru a le alina dorul românilor plecați peste hotare. Deja de 5 ani jumate formăm un cuplu și o familie. O familie și cred că Dumnezeu ne-a dăruit multe, multe lucruri frumoase, pe lângă aprecierea publicului, lucruri minunate care ne ajută și astăzi să fim împreună. Anul acesta de sărbători, Ionuț și Diana vor cânta în țară și vor sărbători trecerea dintre ani înconjurați de dragoste, mai exact, la o nuntă în Oaș. Târgul de Crăciun din capitală își deschide porțile de la această oră. Acolo se află și colega mea, Georgiana Grim. Bună ziua, Georgiana, te ascultăm! Bună, Simona! Târgul s-a deschis de câteva minute, dar vreau să vă arăt ce găsim aici, ce bunătăți găsim aici. Avem preparate tradiționale, cârnați, caltaboși, șorici, tot ce vrei, și avem și dulciuri. Avem cozonac, prăjituri de casă, găluște cu prune, de toate. Avem și decorațiuni pictate manual și fel de fel de cadouri făcute de meșteri autohtoni, dar vreau să vă mai arăt ceva foarte interesant la târg. Este vorba despre brad, care e special anul acesta. Este făcut complet din lemn, are o înălțime de 15 metri și este reutilizabil. Deci s-ar putea să-l vedem și la anul. Deja au venit oameni la târg, toți au certificatul verde, căci fără el nu ai cum să intri aici. Mai mult au plătit și o taxă de 7 lei dacă au cumpărat biletul aici sau 5 lei dacă l-au achiziționat online. Programul târgului este următorul: de luni până vineri de la 12 la 20 și în weekend se deschide mai devreme de la 10 până la 20. În seara asta se vor aprinde și luminițele în capitală, la ora 18 va avea loc momentul spectaculos. Iar acum o să dau și o raită pe aici prin târg, pentru că, sincer, am poftă de vin fiert. Simona, înapoi la tine! Îți mulțumim, Georgiana. Pensatul, epilatul sau tratamentele faciale nu mai sunt de mult servicii de înfrumusețare la care apelează doar femeile. În ultimii ani și bărbații au început să se îngrijească tot mai mult de aspectul exterior, iar pentru asta caută saloane care le sunt dedicate în exclusivitate. Iată cum arată o zi de răsfăț într-un barber spa din Brașov. De cum fac primii pași în acest salon din Brașov, bărbații se simt răsfățați. De exemplu, Emil este unul dintre cei care au încercat serviciile de tuns și bărbierit, dar astăzi a ales să se îngrijească și de mâinile sale, așa că s-a programat la manicură. Și bărbații se îngrijesc, nu? Și e normal să-și facă și ei manicura. Tăiat unghii, tăiat pielițe, pilit. Cam asta este manicura clasică la bărbați. După manicură, Emil a vrut să se relaxeze la o ședință de masaj, apoi la un tratament facial. Îmi place să am grijă de mine, știi? Mai ales că înaintăm în vârstă și apar ridurile și apar tot felul de chestii dacă nu ne îngrijim. Eu de regulă la 3 săptămâni merg la tuns, la manicură, la masaj. Cele mai căutate servicii pe care bărbații le solicită rămân însă tunsul și aranjatul bărbii, iar aici stiliștii le oferă și consultanță. Aș vrea pe părți să fiu cât mai scurt, da. Și barba. Și barba. Acum am doi în spate ce mi se potrivește. Având fața puțin semiovală, am zis să facem o tunsoare, un love fade, plecând din bază cu un 0 și urcând treptat. Rezultatul final se vede după aproximativ o oră de muncă. M-a convins să revin și voi veni în fiecare săptămână, pentru că eu așa mă tund. Proprietarul Barber Spa-ului a căutat să le ofere și bărbaților servicii de înfrumusețare ce se regăseau până acum doar în saloanele pentru femei. În momentul când am decis să deschid acest salon, am hotărât în a presta serviciile de o clasă mult mai superioară față de ceea ce am văzut până la momentul actual. Noi avem atât frizerie, cât și manicură, pedicură, cosmetică facială, epilări și masaj. Un abonament la salonul de înfrumusețare pentru bărbați începe de la 80 de lei pe lună în funcție de serviciile oferite.
A venit momentul pentru modă și stil. Alături de mine în studio este Gabriela Ghizel cu un nou episod din Tu dai moda. Bună, Gabi, ce ai pregătit pentru astăzi? Bună, Simona, bun găsit tuturor. De săptămâna viitoare vine oficial iarna, însă dacă e să ne luăm după temperaturi, deja e momentul să vorbim despre hainele groase. Tema noastră de azi este layering-ul. Cum facem să suprapunem haine noi în sezonul rece, astfel încât să arate stylish și să ne țină de cald. Lucy, eu am o problemă pe care multe doamne o au în fiecare iarnă, deger. Învață-mă cum să-mi fie cald chiar și când e viscol afară. O variantă foarte la îndemână ar fi layering-ul, respectiv suprapunerea de piese vestimentare, cât mai multe sau cât este necesar pentru fiecare om să se simtă bine și să se simtă încălzit. Adică exact ce ai făcut cu mine acum și da. Câte layere? Păi hai să numărăm împreună. 1. Helanca, 2 cămașa, 3 vesta, căci avem și o vestă aici, 4 sacoul și 5 paltonul. Care e logica felului în care ai suprapus piesele? Păi de principiu este o logică foarte care se bazează pe nivelul practic al acestei strategii, respectiv pornești de la ceva mai subțire și pui din ce în ce mai gros. Un lucru greșit și complet incomod ar fi să faci invers. A doua noastră ținută, mai puține straturi, dar mai multe culori. Exact, am zis să propunem celor ce ne urmăresc și o variantă cu mai puține straturi. Poate unele dintre noi nu au nevoie de atât de multe straturi pentru a se simți încălzite. Trebuie să ne ghidăm după regula maxim 3 culori? Eu nu cred în această regulă și nu cred în general în reguli. În profesia mea eu urmăresc mai mult... De fapt, eu urmăresc cu sfințenie regula proporțiilor, respectiv să ne îmbrăcăm astfel încât corpul nostru să arate armonios. Avem materiale care nu se combină niciodată unele cu altele? Desigur că avem astfel de combinații care nu funcționează, însă, dat fiind faptul că este vorba de mai multe straturi și nu două, pentru că atunci când sunt două se simte discrepanța între materiale, atunci, fiind mai multe, ai ocazia să echilibrezi cu un al treilea strat, cu un al patrulea strat. Am ajuns și la ținuta mea preferată, cu pufoaica! Da, pufoaica și, în general, vestimentația matlasată este în topul tendințelor de sezon și ce am construit noi aici este, practic, un layering de texturi mai rigide, mai groase. Fiecare dintre ele, individual, reprezintă iarna pentru că este grosuț. Avem aici acest tricotaj, această lână foarte, foarte groasă, o piele și, bineînțeles, pufoaica matlasatul, care mi-e place foarte tare. Majoritatea oamenilor au o singură geacă de iarnă principală în care trec perioada rece. Cum fac să și-o aleagă corect, astfel încât chiar să ne ține de cald? Mai și aici este o discuție de gusturi. Desigur, varianta cea mai călduroasă este o variantă de puffer lung. Eu personal, ceea ce n-am voie să fac în meseria mea, dar eu în mod subiectiv aș recomanda un puffer lung pentru că este mai cool, are o notă de dramă, aduce un pic acest accent actual ținute indiferent ce porți și desigur este practică, ești cu pătura pe tine, ce poți să vrei mai mult cu plapuma pe tine. Atât pentru astăzi, noi ne revedem vinerea viitoare cu noi ținute și nu uitați că până atunci ne puteți scrie și pe Instagram Tu dai moda. Pe
bancnote, campania susținută de Canal de România, se concretizează cu apariția primei femei pe o bancnotă românească. BNR prezintă astăzi bancnota de 20 de lei, pe care va fi chipul Ecaterinei Teodoroiu. Cum arată prima bancnotă, pe care este imaginea unei personalități feminine, știe colega mea, Vanda Ionițoiu. Bună ziua, Vanda, te ascultăm! Bună ziua, Simona, bună ziua tuturor. Este o zi istorică pentru țara noastră, pentru că, iată, la 140 de ani de la emisiunea de către BNR a primei bancnote de 20 de lei și la 150 de ani de când a luat naștere, practic, leul românesc, iată că de la 1 decembrie avem în sfârșit în circulație prima bancnotă cu chipul unei personalități feminine. Este vorba de Ecaterina Teodoroiu, așa cum ai spus și tu, o eroină care și-a dat viața pentru a proteja țara noastră. A murit în primul război mondial la Mărășești, în timp ce se afla în fruntea plutonului de infanterie al armatei române. Aceasta este personalitatea care a fost aleasă de cei mai mulți care au participat la sondajul făcut de Janina Nectara, inițiatoarea acestei campanii, în colaborare cu Canal D. Dar probabil vă întrebați cu toții cum arată această bancnotă. Ei bine, trebuie să știți că are pe ea 18 culori, dar predominant este culoarea verde oliv. Ca și dimensiuni, se aseamănă foarte mult cu bancnota de 10 lei în lungime și cu bancnota de 50 de lei în lățime. Spuneam așadar că va fi pusă pe piață de la 1 decembrie, iar pe verso, pe fața bancnotei, îmi cer scuze, veți vedea chipul Ecaterinei Teodoroiu alături de un simbol floral nelipsit de pe toate bancnotele noastre naționale, este vorba de un buchet de brândușe, iar undeva în fundal va fi și sigla Asociației de Cercetași, asociație din care Ecaterina Teodoroiu făcea parte. Pe verso veți vedea un alt simbol floral și, evident, mauzoleul de la Mărășești, locul în care Ecaterina Teodoroiu și-a dat viața. Spuneam că este o campanie unită, Canal D alături de Janina Nectara, iar ce au ales vedetele noastre în decursul acestei campanii, ce personalități și-au dorit pe bancnote, vedeți în momentele următoare. Ecaterina Teodoroiu a mers pe front ca asistentă medicală. A început îngrijindu-i pe soldații răniți, dar a sfârșit devenind unul dintre acești soldați. I-a condus pe ostașii români în lupta pentru o reîntregire. Dar nu de la cartierul general. Le-a arătat astfel că femeile puternice nu stau în spatele bărbaților puternici. Dimpotrivă, trec în fruntea lor. Nu din feminism alături campaniei Femei pe bancnote. Consider că, la un veac de la Marea Unire, memoria ostașilor români trebuie cinstită. Iar dintre toți ostașii căzuți la datorie pentru reîntregire, românii au reținut numele ei, Ecaterina Teodoroiu. Chipul eroinei Ecaterina Teodoroiu se va regăsi, așa cum ați aflat, pe bancnota de 20 de lei lansată astăzi de BNR. Totul a fost posibil datorită campaniei Femei pe bancnote, susținută și de Canal D cu mare succes. Alături de mine se află invitată în studio inițiatoarea campaniei Femei pe bancnote, Janina Nectara. Bună ziua, bine ai venit! Este o bucurie să te avem alături de noi într-o zi atât de importantă pentru tine și pentru români. Vă mulțumesc și vă felicit din inimă pentru succesul acestei campanii la care ați contribuit substanțial și vă mulțumesc încă o dată în numele tuturor susținătorilor. Adevărul este că trăim un moment istoric și mi-am dorit enorm să trăiesc acest moment pentru că demersul Femei pe bancnote nu și-a propus orice campanie, ci un act istoric. Și împreună, iată că după 150 de ani, aproape secol și jumătate, am reușit împreună să doborâm o barieră culturală majoră, ceea ce este un triumf colosal. Așa și este triumful tuturor susținătorilor. Dar tu ai fost cea care a inițiat acest lucru și spune-mi, te rog, de unde ți-a venit ideea? Cum a pornit ideea asta? După cum bine știți, campania Femei pe bancnote a devenit un adevărat fenomen în timp. În cursul celor 4 ani a reușit remarcabila performanță de a strânge sub aceeași voce o ligă remarcabilă de artiști, personalități, publicații și televiziuni din toată țara, instituții, muzee, licee, universități, institute de cercetare ale Academiei Române, Patriarhia Română, pentru ca în final să se alăture și Banca Națională. Dar totuși, ideea de unde a venit? Adică ai simțit nevoia de această schimbare? Sigur că da. Cui ai împărtășit prima oară ideea? Sigur că pentru merite egale, femeile românce au nevoie de recunoaștere egală. Sigur că în istoria noastră avem bărbați istorici iluștri, însă totodată avem și femei
excepționale, care ne-au marcat destinul, care au marcat destinul unei națiuni, și partea aceasta a istoriei o cunoaștem prea puțin, din păcate. Așa. Și consider că este momentul să începem ușor, ușor să abordăm și acest subiect și să reparăm, să aducem o reparație morală. Așa este. A existat și o petiție. Ai idee așa cam câți oameni au reușit să o semneze și au aderat la acest demers? Au fost zeci de mii de susținători, au fost inclusiv ambasador și consul, pentru că o asociație a femeilor românce din UK a dedicat un eveniment campaniei femei pe bancnote și asta ne-a bucurat și ne-a onorat fantastic. Deci împreună cu cele câteva zeci de mii de susținători am trimis petiția domnului guvernator împreună cu propunerea ca Ecaterina Teodoroiu să fie cea care apare pe o primă bancnotă de circulație națională. Însă pentru mine este o bucurie fantastică, pentru că noi împreună am pornit pe acest drum având în gând o singură bancnotă, dar iată că am reușit să obținem două bancnote. O bancnotă aniversară pe care este ilustrată Regina Maria și o bancnotă de circulație națională pe care este ilustrată astăzi Ecaterina Teodoroiu. Spune-ne, când va fi pusă în circulație? Când vom putea să o vedem, să o avem în mână? În mâinile noastre, începând cu 1 decembrie, o vom putea admira și ne vom putea bucura de ea, pentru că, iată, această bancnotă este mărturia faptului că româncele au fost primele în lume sau unicele în lume, iar campania Femei pe Bancnote devine astfel simbolul luptei unitare pentru recunoașterea meritelor tuturor femeilor din România. Și țin să spun că fiecare persoană care a susținut campania noastră, demarată împreună cu Canal D, când va ține în mână această bancnotă, trebuie să fie extrem de mândră, că iată face parte dintr-un act istoric. Împreună, într-adevăr, am reușit să scriem istorie în România. Vă mulțumesc! Și noi îți mulțumim foarte mult pentru prezența în jurnal și pentru ceea ce ai făcut. Felicitări încă o dată! Mulțumesc și frumos! Te mai așteptăm și, cu alte proiecte! Invit telespectatorii, dacă își doresc să citească despre povestea noastră, pot citi cu drag în revista Q Magazine și, sau pe site-ul Q Magazine. Îți mulțumim mult de mulțumesc tot! Mulțumesc și eu! Azi, în platoul Teo Show, celebra Andra Gogan vine împreună cu întreaga ei familie. Chiar dacă acum locuiesc într-o vilă cu etaj, cei patru nu au uitat de unde au plecat, și anume o cameră într-un cămin studențesc. Acolo stăteau cu toții, înainte ca Andra să devină celebră. Iată și cu ce alte subiecte vă așteaptă Teo și Bursucu. A slăbit 11 kg în 16 zile cu o cură drastică cu sare amară. Florina Xintea a trecut de la friptura de cangur și coadă de șarpe la legume și fazan. Ce a zis soția despre schimbarea radicală din viața lui, aflați chiar de la ea. De Ziua Internațională a Tortului, Adina Albert și fiica ei de 6 ani, Briana, prăjituresc în direct la Teo Show. Puterea dragostei, reality show-ul care a devenit un fenomen, se mută în Casă Nouă în București, odată cu debutul celui de-al 5-lea sezon. Telespectatorii vor fi martorii unei schimbări spectaculoase, în care iubirea se va împleti cu provocări uriașe. Toți cei care au împlinit vârsta de 18 ani și vor cu adevărat să-și găsească jumătatea, sunt invitați să se înscrie pe casting.canalde.ro. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Nu uitați, cele mai importante informații ale zilei le găsiți pe site-ul nostru știrilecanalde.ro. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Eu sunt Simona Pătruleasa, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine de la ora 12. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!
Bună ziua, dragii mei! Astăzi vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal la această dată în majoritatea regiunilor. Cerul se va înnora treptat în toată țara, începând dinspre vest. Va ploua în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Banatului, Crișanei, Maramureșului, Transilvaniei și izolat în Moldova. La altitudini de peste 1700 de metri vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele de astăzi vor oscila între 4 și 14 grade. Dar să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi variabil și va ploua pe arii restrânse. Maximele ajung până la 8 grade în Târgoviște, 13 grade în Călăraș. În Transilvania, cerul va fi variabil cu unorări temporare și ploi slabe. Se vor înregistra 10 grade în Sibiu, 8 grade în Cluj-Napoca. În Moldova, atmosfera va fi însorită în mare parte, iar termometrul va indica, iată, maxime de până la 10 grade în Focșani, la fel și în Iași. În vestul țării va fi o zi închisă, din păcate, cu precipitații intense. Vor fi 10 grade în Timișoara, 9 grade în Arad. În Oltenia se anunță atmosferă mohorâtă, iar meteorologii spun să ne așteptăm la ploi. Valorile termice ajung până la 9 grade în Râmnicu-Vâlcea, 5 grade în Turnu Severin. În Dobrogea cerul va fi înorat și va ploua pe arii restrânse. Vor fi 13 grade în Megidia, 12 grade în Sulina. La noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în sudul Banatului și în zona Carpaților meridionali. În zonele joase de relief se va semna la ceață, iar la altitudini mari sunt anunțate condiții de lapoviță și ninsoare. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 10 și 7 grade cu plus. În capitală, să știți că ne așteaptă vreme urâtă, capricioasă, sunt anunțate precipitații, iar maxima urcă la 11 grade. La noapte, din păcate, vremea rămâne instabilă, meteorologii spun să ne așteptăm la ploi, iar minima coboară la 2 grade. Mâine, în schimb, veștile sunt bune, se încălzește, ne bucurăm și de soare, iar termometrul va indica în jurul prânzului 14 grade. La munte, vremea va fi astăzi ușor mai caldă decât în mod normal la această dată. Cerul se va înnora însă treptat dinspre masivele vestice și vor fi precipitații pe arii extinse. Iar la altitudini de peste 1700 de metri, să ne așteptăm la precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vor fi 6 grade la Stâna de Vale, 0 grade în Semenic. Iar acum prognoza meteo personalizată. Raluca m-a întrebat cum va fi vremea astăzi în Mediaș. Maxima ajunge până la 8 grade, iar șansele să plouă sunt, din păcate, foarte mari. Dacă vreți și vă prognoză meteo personalizată, chiar în direct, tot ce trebuie să faceți este să-mi trimiteți un e-mail pe adresa meteoaron.canalde.ro. O după amiază excelentă să aveți, indiferent de vreme.